Vă place pijama mea cu controlere? Hă? Nu arată pijama? Da, mă, dar e cu controlere. Și ca să nu zică lumea că sunt consol, console, fan, am zis pentru echilibru să băgăm și un istereg în clipul de azi. Ia uite ăsta, ia uite, vă place ce tablou mi-am tras? Hai că vă povestesc mai multe despre el. Jocurile au încercat și au și reușit mai mereu să ne ofere experiențe pe care nu le-am putea avea în lumea reală. Frate, nici nu mă miră că jocurile au ajuns mai mari decât industria de film și cea muzicală la un loc și, ironic vorbind, mai mari decât viața. Când poți să fii oricând pilot de curse, de avioane sau cercetător virtual, mereu încercăm să trăim alte și alte povești, alte și alte destine care să ne satisfacă dorințele și visurile cele mai ascunse. Și cu cât experiența este mai imersivă, cu atât mai bine. Și parcă nicio serie nu a avut un impact și un nivel de imersiune la fel de mare ca Hitman. Iar astăzi vom vorbi despre Hitman 3, jocul care închide trilogia World of Assassination, începută de IO Interactive în 2016, și care unește toate cele trei titluri sub același acoperiș adică un pachet ce cuprinde întreaga poveste a lui Agent 4.7. Mai stați un pic pe aici, în acest video, voiam să zic, și chiar dacă venim cu o nu tocmai mică întârziere, vorbim în minutele următoare despre primul mare joc de anul ăsta. Unde am rămas cu povestea? Pentru cei care n-au jucat încă primele două jocuri ale trilogiei, se prea poate ca Hitman 3 să vă lase în copac când vine vorba despre firul narrativ. Acestea fiind spuse, nu cred că pot sublinia destul alerta de spoilere care urmează. Deci, fiți atenți aici! Dacă ești un snowflake supărăcios care la prima adiere de spoiler se topește de supărare, atunci oprește chiar acum acest video, că va fi potop de din astea. Deci am spus-o destul de clar, de răspicat și din capul la loc. Să nu aud moaning and whining după aia prin comentarii. V-am prevenit. Dacă însă vrei să vezi și să știi cu ce se mănâncă jocul, ca după aia să iei o decizie de cumpărare sau de skip în cunoștință de cauză, atunci stai pe loc și vezi despre ce este vorba. După acest disclaimer în care ne-am asigurat spatele, vă spun așa: Trilogia World of Assassination începe la câțiva ani după povestea din Absolution din 2012 și îl găsește pe Agent 47 în cadrul organizației ICA. Din peisaj nu lipsește nici Diana, iar vechea partenera lui 47 îl trimite în tot felul de locații exotice pentru a asasina diverse ținte, pe parcursul primului joc. Numai că nu putea fi totul doar despre croaziere, accidente, cocktailuri scumpe la lumina lunii și alte prostii 007 ish. Nu durează mult până când cei doi descoperă că aceste ținte sunt de fapt membrii ai organizației secrete numite Providence. Iar de aici povestea lui Hitman din 2016 marchează începutul unui război între cele două organizații. Hitman 2 din 2018 începe pe un ton diferit, iar conflictul dintre cele două organizații, ICA și Providence, se calmează când aceștia află că un anume Shadow Client era în spatele asasinatelor lui Agent 47. Astfel, cele două puteri se aliază pentru a descoperi cine este ăla care provoacă toate tensiunile și bagă bățul prin gard. Totul ia o turnură neașteptată când descoperi că misteriosul client este Lucas Gray, fostul responsabil cu securitatea lui Eugene Cobb, unul dintre liderii Providence. Dar mai important de atât, Lucas este și unul dintre frații vitregi ai lui Agent 47 și aceștia au crescut împreună în același laborator din uh, România, în care au fost dresați să devină cei mai buni criminali din lume. După ce află aceste detalii, Agent 47 și Diana schimbă taberele și, și îndreaptă armele spre Providence cu scopul de a-i ucide pe toți liderii organizației și să pună capăt odată pentru totdeauna acestui conflict prin eliminarea totală a lor. Însă nu este o misiune ușoară, iar după ce noua echipă îl capturează pe Constant, un pion important în Providence, descoperă unul câte unul unde se ascund liderii organizației. Iar asta pune bazele poveștii lui Hitman 3. Deci până aici a fost suficient de telenovelă? Da, schimbă ăștia taberele mai ceva ca într-un serial turcesc. Și am ajuns în prezent, iar Hitman 3 de anul ăsta continuă fix de unde am rămas. Alături de Lucas Gray și Diana Burnwood, ai ca ultimă misiune să pui capăt conflictului și să asasinezi toți liderii Providence. După cum am învățat însă din povestea titlurilor precedente, lucrurile nu merg chiar așa ușor. Diana este deconspirată, însă poziția ei este mult prea importantă și nu este ucisă. În schimb, Providence îi oferă o poziție în organizație și din colega ta aceasta devine Noul Constant. Între timp, Gray și Agent 47 sunt și ei prinși într-un conflict armat, iar Lucas este capturat. Acesta se sinucide chiar sub ochii lui 47 pentru a păstra secretul, în timp ce acesta reușește să scape. Doar că acum este pe compropriu, iar Diana este pe urmele sale după ce află că asasinul părinților ei este fix cel pe care. L-a ajutat de atâta timp. Iar aici mă voi opri, deoarece chiar nu vreau să stric un final spectaculos. Mai las și eu de la mine, deși jur că mă mănâncă rău să vă spun. Nu pot spune însă și că povestea lui Hitman 3 este neapărat bună. Aceasta oferă un cadru ok și un fir narativ de care fanii seriei să se poată agăța. Însă, frumusețea ultimului joc din trilogia World of Assassination stă în locații și misiuni. La fel ca în primele două titluri, vei fi trimis în locații din jurul lumii pentru a zvâna țintele. Însă, nimic nu m-a putut pregăti. Pentru momentul în care am ajuns în Dubai și m-am parașutat aproape de vârful celei mai înalte clădiri din oraș. Iar aici începe noul joc. În bătaia vântului, Agent 47 trebuie să se infiltreze în The Scepter și să pună mâna pe două dintre principalele sale ținte. Și chiar dacă am fost impresionat de modul în care clădirea arată pe exterior, nu mă așteptam să rămân cu gura căscată atunci când am pus piciorul în holul luxos ce conducea spre sala principală. Odată ce ai terminat misiunea din Dubai, vei pleca în Anglia pentru a pune mâna și pe ultima țintă. Și brusc, din strălucirea și coloanele pavate cu aur din interiorul lui The Scepter, ajungi în curtea mohorită a unui conac englezesc vechi și ești întâmpina de vremea întunecată specifică locației. Iar aceasta va fi atmosfera pe tot parcursul lui Hitman 3. Vei ajunge în Berlin, într-un club de noapte clandestin din mijlocul pustietății, după care vei zbura în Chongqing și vei fi uimit de frumusețea plină de neoane a orașului, care pare rupt direct din lumea lui Cyberpunk 2077. Ultimele două locații se îndepărtează însă de glamerul colorat și se întorc în natură, mai exact în Argentina și într-un final în pădurile dese și întunecate din Munții Carpați, Chiar pe teritoriul uh, României. În România a început, în România se termină. Iar noi suntem fericiți să fim încă o dată prezenți, geografic măcar, într-un joc cunoscut. Romania, where is that? Iar dacă nu ai jucat primele două titluri din trilogia World of Assassination până acum, poți experimenta poveștile primelor două titluri sub forma unor elemente Access Pass. Acestea sunt disponibile în magazinul in-game și îți oferă acces la nivelurile din Hitman 1 și 2, dar cu grafică îmbunătățită, și mai ai cele câteva noi mecanici din Hitman 3. Asta completează un pachet foarte divers care sigur te va ține în priză pentru multe ore. Hitman 3 nu se îndepărtează mai deloc de la rețeta de succes a celor alte două jocuri din trilogie. Mecanicile rămân asemănătoare, abordarea misiunilor nu putea să fie mai familiară, iar cea mai mare adiție cred că este camera cu care scanezi diverse obiecte din lumea jocului pentru a duce misiunea la bun sfârșit. Dar nu ești obligat să o folosești, astfel poți bine mersi să uiți că există. Nu asta caracterizează însă această serie, ci libertatea de a duce misiunea la capăt cu un tu de cuvință. Iar cadrul oferit de Hitman 3 nici că putea fi mai bun. O să vorbesc în principal despre prima misiune aici, pentru a putea explica mai bine și mai pe larg ce și cum, dar abordarea rămâne aceeași de-a lungul tuturor nivelelor. Prima misiune îți pune în față două ținte, Carl Ingram și Marcus Stevenson. Primul este paranoic și s-a retras în zona superioară a clădirii, în timp ce pe al doilea îl vei putea vâna mult mai ușor. Însă ai mai multe variante prin care poți aborda această misiune. Iar ăsta este cel mai puternic element al lui Hitman 3. Din start ai câteva opțiuni. Fie îl ajuți pe Lucas Gray să se răzbune și aduci ambele ținte în aceeași cameră, unde își vor găsi și sfârșitul, fie completezi una dintre mini-misiunile nivelului pentru a scăpa de fiecare în parte. Personal am preferat să iau părând. Astfel de Marcus am scăpat în timp ce eram deghizat în noului bodyguard, iar pe Carl l-am căsăpit după ce am intrat în hainele unuia dintre majordomii săi. I-am otrăvit băutura și l-am urmărit în baie unde am eliminat gărzile de corp și am curmat suferința în vasul de toaletă. Și astea sunt doar 2-3 variante în care poți completa un nivel, iar Hitman 3 te încurajează să treci de mai multe ori prin aceeași misiune pentru a descoperi toate secretele pe care le ascunde. Și toată această complexitate îți va oferi zeci de ore de conținut și face din această trilogie una dintre cele mai rejucabile experiențe pe care le-am văzut vreodată. Gameplay-ul este destul de variat, astfel vei avea libertate de mișcare foarte mare. Te poți deghiza într-unul dintre membrii staffului și să ai acces la toate holurile ascunse ale clădirii, poți să te amesteci în mulțime atunci când niște ochi suspicioși se holbează în direcția ta și poți deveni foarte creativ cu modul în care scapi de adversari poți fi rafinat și să-i scoți din schemă cu un argint bine plasat în tărtăcuță, ori să dezlănțui iadul și să lași în urma ta o mare de cadavre ciuruite, ca mai apoi să arunci un cuțit în capul sărmanului NPC pe care ai chef să experimentezi. Hitman 3 nu este doar o joacă de asasinul, ci un adevărat simulator pentru sadicul din tine. AI-ul este prost, dar este prostul nostru favorit. În întreaga mea experiență cu ultimele titluri Hitman, am observat un lucru. Inteligența artificială este la fel de deșteaptă ca mine după câteva pahare de tărie tare. Iar ăsta nu este deloc un compliment pentru niciuna dintre tabere. Oh, well. Am trecut prin Hitman 3 pe dificultatea casual. Trebuie să recunosc că jocurile stealth nu sunt punctul meu forte, așa că mi-am acceptat statutul de larvă în ale spionajului și l-am dat pe easy. Dar chiar și așa mă așteptam ca unele asasinări să nu fie posibile. Am luat de exemplu gâtul unui gardian chiar în spatele țintei mele, după care l-am târât după colț și ăla a trecut de parcă nu era pe jos o baltă mare de sânge și un pistol. Și eu, și mai deștept, i-am plantat o bucată după ce a fost fix sub ochii a vreo două fete care se ocupau de curățenie. Desigur, mă așteptam ca totul să degenereze și toți gardienii aia cu AK-47 să mă încolțească un sprint mai târziu, mă trezesc că am coborât niște scări și de la starea de alertă, brusc au trecut să mă caute, ca mai apoi să renunțe de parcă nu-i luasem gâtul angajatorului lor. Fie sunt vaidă aiul lor, fie nu-l plăceau pe gușter. Ipostazele de genul sunt dese, însă câteodată tind să cred că sunt intenționat făcute. Pe dificultate mare, Hitman 3 s-a dovedit cam mult pentru mine și să fiu sincer, nu mai avea niciun farmec este greu, trebuie să fii atent la prea multe lucruri și când mă joc nu sunt neapărat pregătit pentru gândit. Mai ales după o zi în care și așa mi-am stresat creierul cu tascurile de la birou. Dar libertatea pe care mi-o dau mințile ruginite ale roboțeilor de pe casual îmi place la nebunie și îmi permite să experimentez și să devin cât de creativ vreau. Cât despre look, Hitman 3 este al naibii de arătos. La ce frumuseți de locații are, ar fi fost și păcat să arate rău. Iar IO Interactive a înțeles asta și a creat o operă de artă am jucat pe PlayStation 5 și pe cât de elitist aș fi eu vis-a-vis -vis de gamingul pe PC, chiar nu am avut mare lucru de reproșat. Reflexiile parcă mănâncă ray tracing pe post de cereale dimineața, iar iluminarea este superbă. Indiferent că vorbim despre holurile însorite ale sceptrului din Dubai, ori despre neoanele subterane din Berlin, totul arată excelent și o să uiți micile neajunsuri. Da, pe alocuri mai găsești texturi reciclate din primul joc al trilogiei, la fel cum te mai împiedici decât un ceva invizibil pe jos. Dar nu există pădure fără uscături, iar Hitman 3 pare că a băgat multe dintre problemele primelor două jocuri sub preș și reușește să ofere cea mai tare experiență de până acum. Experiența pe PS5 a fost și ea foarte interesantă în sine. Hitman 3 rulează cu 60 FPS și chiar dacă rezoluția nu prea mi s-a părut la fel de 4K ca în alte jocuri, nu m-a deranjat. Integrarea cu noul controller este interesantă și m-am îndrăgostit de senzația de trăgaci pe care o are butonul RT de pe DualSense atunci când sunt nevoie să folosesc arma din dotare. Și în sfârșit văd și eu cum arată un joc de PS5 gândit pentru consola asta. A, era să uit de vibrațiile super faine pe care le-am remarcat în timp ce bubuia basul de la muzica techno din Berlin. În funcție de direcția din care venea sunetul, vibra doar o parte din controller. Vis. Hitman 3 este fără doar și poate cel mai bun joc stealth pe care l-am jucat recent. Reușește să ofere o experiență completă și să unească sub aceeași umbrelă toate misiunile pentru a nu rata nimic iar asta mi se pare o mișcare foarte deșteaptă din partea IO Interactive și deja aștept cu nerăbdare să văd ce vor face cu următorul lor joc James Bond, pe care deja îl au un cuptor. Deși am jucat Hitman 3 pe PlayStation 5 și performanța a fost grozavă, am simțit că parcă ceva lipsea, parcă nu eram eu când trăgeam cu arma, iar asta se datorează controllerului. Și ce moment mai bun să vă vorbesc despre partenerul acestui video, Logitech G502. Pip, momentul de reclamă trebuie să trăim și noi, nu? Și o facem cât se poate de transparent. Un mouse cu care sunt sigur că aș fi terminat misiunile și mai repede și nu aș fi ratat atâtea ocazii bune să plantez un glonț în capul unui șmecher de la distanță mare. Grație senzorului Hero G502 de la Logitech îmi este partener de joacă aproape în fiecare zi. Iar pentru când muncesc, rotița cu infinite scroll și toate butoanele laterale s-au dovedit adevărate must-haves. Și asta este pe bune, nu vreun și de marketing. Personal folosesc varianta Lightspeed care mă scutește de cablul ăla enervant și îmi permite să mut mouse-ul la laptop cu un simplu adaptor USB wireless. Iar dacă îți plac perifericele ceva mai arătoase, forma lui G502 și iluminarea RGB cu siguranță îți vor la simțurile. Uite-l aici, pe post de tablou. Și dacă tot avem și eu și Marinache câte unul al nostru, cumpărat cu banii noștri înainte de acest parteneriat, cel de față își va găsi locul pe perete în birou este reprezentativ, nu? Acestea fiind spuse, ăsta a fost Hitman 3, ăsta a fost Logitech G502 și acum ziceți voi în comentarii, v-am spoilerit rău, cum vi se pare jocul. Vă întreb pe cei care l-ați jucat deja, dar mai ales pe cei care nu l-ați jucat încă, după ce le văzute aici, vă tentează? Mâine pregătim în zona un clip foarte, foarte special. Se lansează un nou și al naibii de interesant telefon. Ia să vedem, ghiciți în comentarii care. Până atunci eu vă zic, spor la joacă!